Dragii mei, iată-ne ajunși în preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Cu prilejul acestei sărbători ne aducem aminte de iubirea nespus de mare a lui Dumnezeu, iubire prin care ne-a trimis pe singurul lui Fiu, ne-a dat pe Fiul Său, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Așadar, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământul acesta nu doar să ne vorbească despre dragostea lui Dumnezeu, ci prin trăirea Sa. Și mai ales prin jertfa Sa, El ne-a demonstrat această dragoste, o dragoste mântuitoare. De aceea te îndemn, cu ocazia acestei sărbători, lasă-ți inima inundată de dragostea divină. Lasă credința ta în jertfa Domnului Iisus Hristos să fie una reală și autentică. Iar de vei face așa, vei avea parte de o bucurie continuă, nu limitată doar la o perioadă unei sărbători, ci va fi o bucurie pentru toată viața și, bineînțeles, pentru toată veșnicia. Fie ca aceste sărbători să lase Dumnezeu binecuvântare peste ele, iar nouă an care vine să fie sub protecția Lui și în fiecare zi să nu uităm promisiunea pe care Domnul o are pentru noi, și anume că El este cu noi.